Bună ziua tuturor! Bună ziua, stimați chișinăuieni! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media! Ne pare rău că ne-am întârziat un pic. Am vrut să vă arătăm și nemijlocit anumite grafice ca să vedeți evoluția ceea ce noi vom discuta. Astăzi v-am invitat pe fiecare dintre dumneavoastră, pe chișinăuieni, tot ce e interesați de discuții pe seama bugetului municipal. Ori bugetul municipal este cel mai important instrument de gestiune a capitalei noastre. El ne arată exact ce ar trebui noi să cheltuim, cum ar trebui noi să cheltuim, cum ar trebui să se dezvolte acest oraș an de an. Din păcate, ne-am trezit la începutul anului 2024 cu un buget provizoriu. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că primarul general nu a venit cu un proiect de buget pentru consultare în fața chișinăuienilor, în fața dumneavoastră, în fața consilierilor municipali, și acest buget nu a fost aprobat în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Și iată că avem un buget care este semnat prin dispoziția primarului general. Dar vrem să menționăm faptul că chiar și acest buget provizoriu, care a fost semnat în data de 29 decembrie de către Ion Ceban, de către primarul capitalei, este și acesta cu depășirea atribuțiilor de serviciu. Adică acest buget a fost semnat de către primar împotriva prevederilor legale a articolului 23 din legea 397. Primarul, dacă nu a mers să consulte cu cetățenii bugetul și nu a întrebat oamenii cum ar trebui noi să cheltuim banii în 2024, el nu avea voie să meargă pe un alt fel de buget decât cel pe care a fost adoptat în 2023. Dar chiar și aici noi vom vedea pe parcursul acestei întâlniri anumite modificări. Unde a mărit el anumite sume, unde a micșorat el, dar haideți împreună să decidem dacă anume acest buget sau aceste propuneri ale primarului general sunt exact acelea pe care dumneavoastră sau noi împreună le așteptăm cu chișinăuienii. Este demenționat faptul că noi sau primăria municipiului Chișinău în anul 2024 a intrat cu un solt de minus peste jumătate de miliard de lei. Adică s-au făcut anumite lucrări. A fost un an electoral, cunoaștem că au fost alegerile locale, am ales primarul împreună cu dumneavoastră, consilierii municipali. Și iată, în această campanie, pentru a câștiga, idilul capitalei a contractat anumite servicii, că sunt trotuare, că sunt parcuri, scoaruri, etc. La finele anului 2023, primarul general a finalizat anul cu un sol de minus jumătate de miliard de lei. Adică noi deja am intrat în 2024 cu datorii. Este regretabil acest fapt și noi presupunem că el probabil că nici nu s-a așteptat că o să câștige alegerile, nu știm noi, pentru că a lăsat așa dezordine în primăria municipiului Chișinău în ceea ce ține bugetul municipal. Haideți să vedem de ce s-a ajuns aici. Și este de menționat anumite cifre să vorbim, înainte de a trece la bugetul propriu-zis sau la cei ce noi ar trebui să cheltuim banii. Aici vedeți la ecran date din anul 2019-2024. Și sunt sumele de bani pe care noi trebuie an de an să le rambursăm pentru credite, împrumuturi, dobânzi, pentru tot costul creditelor. Dacă noi în 2019 a fost o rată de 10%, astăzi ea este în 2024 cu 25,4%. Adică îndatorarea municipiului Chișinău s-a ridicat cu 150%. Dacă în 2019 ne trebuiam să întoarcem 183 de milioane pentru credite datorii, astăzi, în 2024, noi suntem nevoiți să achităm 769 milioane lei doar pentru costurile de credit și dobândă. Dar haideți să vedem cum s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat pe tot parcursul acestor ani? Cumva auzim de multe ori că primarul general spune că nu sunt bani.
Iată, avem graficele cu privire la venituri și cheltuieli din 2019. Dacă în 2019 noi am avut 4 miliarde buget, 4 miliarde, îmi cer scuze, 3, aproape 4, 3,9 miliarde, astăzi noi avem un buget de 7 miliarde de lei. Astăzi primarul general pentru 2024 va gestiona un buget de 7 miliarde de lei. Banii doar au crescut și atât vedeți pe fiecare an, veniturile pentru municipalitate au crescut comparativ cu anul trecut. Dar dacă să vorbim în detalii despre bugetul 2024, semnat de către Ioan Ceban. Noi ca oameni am fost împuterniciți ca consilieri să rezolvăm problemele oamenilor, să venim în susținerea lor și să venim pentru a rezolva problemele lor. Ori pentru asta suntem astăzi în fața dumneavoastră și pentru asta am primit votul și încrederea dumneavoastră. Dar haideți să vedem, de fapt, cum sunt prioritizați banii de către Ioan Ceban în anul 2024. Și iată, dacă noi comparăm cu 2023, noi în 2024 vom vedea plus 40 de milioane de lei pentru gazon, flori, pentru salubrizare și dezăpezire în sezonul rece. Pentru dezăpezire și a sezonului rece și salubrizarea străzilor s-a mărit bugetul cu 29 milioane de lei comparativ cu anul trecut. Dacă în anul a fost 40 de milioane, anul ăsta avem aproape 70 de milioane. Dar nu știu dacă dumneavoastră ați simțit pe propria piele că au fost curățate mai bine drumurile comparativ cu anii trecuți. Dar plus 30 de milioane în buget avem. Întrebare, ce să fac cu banii ăștia? Asta doar analiza bugetului provizoriu, care noi credem că va fi în 90% un proiect de buget al lui Ioan Ceban. De ce și începem discuțiile cu dumneavoastră, cu chișinăuienii, cu reprezentanții societății civile, cu persoanele interesate cum ar trebui acest buget să fie? Pentru că necesitățile și bugetul trebuie să revină din partea dumneavoastră, felul cum dumneavoastră simțiți și credeți că ar trebui să se dezvolte acest oraș. Avem plus 10 milioane pentru gestiunea primăriei municipiului Chișinău. Și aici vorbim protocol, deplasări, etc. Pentru gestiunea preturilor și aparatului primăriei municipiului Chișinău, plus 10 milioane. Avem un program nou, așa o linie, pentru juriști și avocați, pentru servicii juridice externalizate. Plus 10 milioane comparativ cu anul 2023. Pentru ce îi trebuie primarului general mai mult juriști și avocați? Ca să-i apere interesele sau să-i apere ilegalitățile sau să-l apere în instanța de judecat? Pentru că astăzi noi vom merge la Cancelarea de Stat și vom scrie sesizare pe acest buget și vom merge la CNA să depunem denunț pe articolul 312 a Codului Penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu al primarului general. Apropo, el nu face nimic cu mâna lui. El îi pune pe subalternii lui, pe viceprimarii lui, pe așa zisă echipă MAN, ca să semneze în locul lui. El nici de colegii lui de echipă nu are grijă. Haideți să mergem mai departe. Să vorbim despre evenimente culturale, evenimente artistice. Este așa un document, așa un articol în buget pentru programe culturale. Iată, chiar dacă el nu avea voie să mărească bugetul, el trebuia să ia atâția bani cât a fost în anul trecut, să ia și să pună anul ăsta. Dar necătând la asta, el a mai pus încă plus 11 milioane. În anul a fost 38 de milioane pentru programe electorale, anul ăsta avem 49 milioane. Și toate cifrele pe care eu le pronunț, pur și simplu eu am o memorie foarte bună vizuală și la cifre. Eu le știu pe de rost, puteți să ridicați, iată, eu am proiectul de buget și să mai verificați. Spun eu corect sau minciun. Nu au ajuns și 28 milioane lei sunt destinate pentru concerte din diaspora. Avem 5 milioane pentru programul Alături de Diaspora. Avem 11 milioane pentru a promova municipiul Chișinău în afara țării, peste hotarele ei. Și cel mai interesant, știți ce mai este? Mai este așa un program și un punct
aproape 12 milioane lei suport pentru programele culturale. Fără descifrare, pătrățelul este gol și când se vor folosi? Pe parcursul anului. Adică noi am mai lăsat încă 12 milioane lei pentru orice eventualitate, dacă a mai apărea vreun interpret de lux, oricine altcineva, sau vreun concert. Iată, noi mai avem încă 11 milioane de rezervă. În total, pentru Fondul Culturii, 49 milioane. Avem cei ce Ion Ceban nu avea drept. Noi suntem pentru antreprenoriat, noi considerăm că el trebuie să se dezvolte. Da. Exact. Exact. De acord. Și eu am nevoie ca să prezint realitățile, ca să pot să vă dau o întrebare, răspuns. Iată, eu ajung acuși la slide-ul în care sunt bani prevăzut pentru servicii de asistență personală. Am nevoie de 10 minute ca să arăt realitățile, ca să înțelegeți ce și cum are loc în municipiul Chișinău. Și de ce dumneavoastră, o bună parte dintre dumneavoastră, nu sunteți mulțumiți, pentru că totul se rezumă la buget, absolut tot, pentru că de acolo se iau bani pentru tot. Vorbim de un program nou de plus 20 de milioane de lei pentru antreprenoriat. El nu avea dreptul să introducă cheltuieli suplimentare decât cele care au fost anul trecut. Dar iată, el a găsit bani pentru antreprenoriat, dar pentru asistenți personale nu vrea să achite. Eu vă arăt istoricul și realitățile care sunt. Pentru că noi avem documentele pregătite pentru ca să mergem până în pânzele albe. Vom merge și la cancelare și la cinea și în instanță, dacă va trebui, vom merge. Dar să înțelegeți de unde se pornește tot acest dezmăț și batjocorul, inclusiv față de asistenții personali, inclusiv față de oamenii care au lăsat astăzi copiii sau membrii de familie. I-au lăsat singuri, pentru că ei știu că mâine contractul lor se va anula și ei nu vor mai putea fi salarizați de către Direcția Asistență Socială și Medicală. Dar, dincolo de toate, au fost și micșorări de bugete. Noi, cei ce am văzut în bugetul respectiv, am văzut minus 10 milioane de lei pentru iluminatul către instituțiile de învățământ, iluminatul în curțele de bloc în care fiecare dintre noi locuim, minus bani pentru a defrișa copacii din curți. Adică acolo unde o să fie copaci, care este pericol de ca să se rupă crengile, să cadă, noi vom avea mai puțini bani ca să avem grijă ca acești copaci să nu cadă peste asupra unor oameni. Totodată este fenomenul ambroziei foarte răspândit, sunt foarte mulți oameni alergici. Oamenii suferă foarte mult, cheltuie foarte mulți bani pe pastile. Iată și bugetul ăsta, tot pentru anul 2024, a fost micșorat. Avem, iată, un exemplu foarte potrivit. Avem minus 2 milioane luminat curților, minus 2 milioane, că au fost 7 milioane, astăzi sunt 4,9 milioane, adică minus 2,1 milioane. Pe când avem o programă nouă, care nu avea dreptul Ion Ceban să o includă în buget, iluminat artistic nocturn se numește. Plus 2 milioane. Iată, noi să ne uităm la floricele, o să ne uităm la luminițe, dar oamenii și asistenți personali nu vor fi achitați. Copiii în grupele cu program prelungit nu vor merge. Iată, ajungem și la educație. Atunci când am fost în campanie electorală, când ne-au ales chișinăuienii primarul, când au ales consilierii, ei ne-au vorbit care ar trebui să fie prioritățile. Și oamenii ne-au spus, transportul public trebuie să se dezvolte, trebuie să vină la timp, trebuie să fie rute suficiente. Ne-au spus că curțile lor trebuie să fie amenajate. Așa oamenii au vorbit. Dumneavoastră ne-ați vorbit cu cei care am reușit să discutăm în campanie electorală. Ați spus că educația ar trebui să fie o prioritate. Iată cum este o prioritate pentru Ion Ceban Educație. A micșorat minus 54 milioane lei pentru grupele cu program prelungit. Dacă anul trecut erau prevăzute 72 de milioane, conform note informative, anul ăsta sunt incluse conform bugetului provizor, dar doar 18. Chiar dacă Ion Ceban nu avea dreptul să facă acest lucru.
Însuși avem aceleași 225 milioane pentru trotuare. Ele sunt Simențân, Șanan, Șanuăz, dar și poate mai la anul. 225 milioane de lei. Pentru servicii de asistență personală e nevoie doar 145 milioane de lei. Pentru trotuare sunt 225. Pentru preturi, pentru amenajare, iată dacă o să ridicați anexa 27, pentru preturi. Acolo tot sunt trotuare, sunt amenajare de gazon, floricele, plus 117 milioane pentru preturi. Și iată ajungem la un alt subiect și foarte, foarte important. Și este anume serviciul de asistență personală. După câte văd, nu în prima dată ne vedem și sunt asistenți personal în sală, care de fapt, care de față de ei a fost o batjocură și o umilință. Și ați fost fiecare dintre dumneavoastră, ați fost avertizați, sau o bună parte dintre dumneavoastră. Vi s-au tăiat salariile la unii, la alții s-au încheiat raporturile de serviciu. Dar în buget provizoriu, stimați chișinăuieni, sunt prevăzute 177 de milioane lei pentru servicii de asistență personală. Întrebare, de ce Ion, ce bani se bate joc de dumneavoastră? De ce sunt ordine ilegale prin Comisia Situației Excepționale, care și pe astea tot le vom contesta? De ce, când astăzi ridicați bugetul municipal și vedeți că sunt 116,960 milioane lei pentru serviciu de asistență personală și plus 60 milioane lei pentru serviciu asistență personală copii. În total avem 177 milioane. Mai mult decât era nevoie pentru acei 2200. Cu banii ăștia mai putem angaja încă și alți asistenți personali care stau în rânduri, că știu că sunteți sute de oameni care așteaptă să poată să presteze acest serviciu membrului familiei sale. Iată aici ajunge. Și de ce și-am vorbit comparativ? Care sunt realitățile bugetului de astăzi? Și de ce noi ar trebui, fiecare dintre noi, să ne cerem dreptul? Noi, ca consilieri, alături de dumneavoastră, alături de nevoile dumneavoastră. Astăzi sunt prevăzuți bani în buget. Mai sunt încă categorii de oameni chiar vulnerabili, care au nevoie de ajutor. E vorba de compensație la căldură. Iată, din luna ianuarie, oamenii nu mai primesc aceste compensații. Eu sunt telefonată de către chișinăuieni care mă întreabă, vor fi, nu vor fi bani? Sunt, pentru că nouă ne spune că încă nu s-a dat acordul, încă primarul nu a dat voie. Iată, sunt în buget prevăzuți 150 de milioane lei pentru compensații la căldură. Facem abstracție că Ion Cebanu ne-a promis 60% compensație, dar astăzi nu dă nici 40%. Din păcate, dar oamenii așteaptă. Și ajungem la concluzia și care sunt soluțiile noastre și cum ar trebui, de fapt, să gestionăm orașul municipiul Chișinău. Dat fiind faptul că orașul s-a îndotărat în valoare de 150% și noi vedem cum primarul general, din păcate, în al doilea mandat, a arătat o altă față și a început să se bată joc de păturile cele mai nevoiași, cele care chiar au nevoie de acel sprijin. Și cum am mai menționat și anterior, asistenții personali nu sunt oamenii care vin să cerșească bani. Ei nu au nevoie de asta. Ei sunt gata să muncească ca să-și obțină banul cinstit. Și iată, ei sunt nevoiți să bată pe la uși, să fie futboliți, mă scuzați de expresie, de la ușă la ușă, chiar dacă bani sunt. Și iată, noi avem așa o lege, legea 181, cu privire la finanțele publice. Și este așa un articol 67. El vorbește despre prioritizare. Iată, am o întrebare. Atunci când noi avem un buget în familie, de exemplu, zicem 100 de lei, și el ne ajunge pentru mâncare, apă și comunal, noi ne mai permitem să mergem să cumpărăm haine scumpe sau de brand, sau ne permitem să cumpărăm mașini în credite sau altceva? Nu. Noi trăim în limita bugetului și noi prioritizăm. Cum am putea, din astea 100 de lei, să satisfacem cele mai importante nevoile noastre?
Exact așa și noi, în condițiile în care astăzi avem un buget auster, un buget îndatorat cu o rată de îndatorare plus 150%, noi trebuie să prioritizăm. Și întrebarea mea, cum credeți dumneavoastră, pentru ce ar trebui din acei 7 miliarde de lei să prioritizăm noi? Pentru educație, pentru siguranța copiilor noștri, care pot să stea la grupele cu program prelungit, pentru serviciul de asistență personală, pentru copii, membrii familiilor noastre care sunt cu un grad sever de dizabilitate, pentru compensație pentru familiile care astăzi vin facturi mai mari decât chiar și în anul trecut, chiar dacă prețul la căldură era cu mult mai mare. Care sunt prioritățile noastre, întrebarea mea? Respectiv, noi astăzi noi vom lansa în câteva zile un proces larg de consultare a chișinăuienilor, ca ei să ne spună care sunt, de fapt, prioritățile chișinăuienilor. Ce ar trebui noi să facem în 2024, în primul rând? Ce nevoie a chișinăuianului, în primul rând, trebuie să o satisface? Prima pe care ar trebui noi să o achităm. Vom lansa acest proiect și vă vom anunța în câteva zile cum va avea loc. Astăzi este un prim pas de discuții, de întâlniri, care urmează să le notăm. Și în baza acestor propuneri, care vor parveni inclusiv din ziua de astăzi, noi vom merge la primarul general, vom merge la executivul primăriei și vom cere ceea ce dumneavoastră aveți nevoie cel mai mult. Asta este ceea ce am vrut să vă prezentăm ca să știți ce se întâmplă astăzi cu banul public, cu banul chișinăuianului, și vă îndemnăm să veniți cu propuneri și ne spuneți părerea dumneavoastră. Ce ar trebui în primul rând? Pentru ce ar trebui în primul rând să cheltuim noi banii municipii Chișinău? În condițiile în care avem un sol de minus jumătate de miliard, în condițiile în care noi deja avem un buget semnat de către primarul general, ce ar trebui în primul rând să facem? Vă rugăm foarte mult și suntem deschiși să vă ascultăm. Da, vă rog. O întrebare. Șovădini, consilierul municipal de partea partidului nostru. Nu știu, bugetul ca tare este un provizoriu consemnat, cum s-a spus în perioada de 29 decembrie. A fost publicat o dată 8 ianuarie, de când am trecut 3 săptămâni și am mai știut să analizăm. E un document foarte și foarte voluminos din ceea ce a prezentat mie celor care e cât de cât și de greu de înțeles, deoarece nu pot arăta de unde o să poate cifrele, dacă s-a liberat, ele sau nu. Și ca să înțeleg eu, pentru mine, o simplă întrebare. Ați început de ce că noi am început anul 2004 cu sol de minus 500 de euro. Și este plus 161 de milioane de lei. Întrebarea mea de multe ați luat cifra de minus 500. Ceea ce eu am observat, da, eu încă o dată spun, e foarte complicat de analizat deodată ceea ce a spus, deoarece ai de analizat 160 de ori. Dar prima cifră cu care ați început-o voi și noastră și prima care se începe formarea vinitelor la față de cheltuielor și pe aia diferențată. Mulțumesc! Haideți, iată, data trecută am fost învinuit că nu particip la careva evenimentele care nu mă cunosc. Da? Deci, în sensul mată, fie colier, nu contează. Și aici, nu este sentiment, dacă n-am primit o dată. Dar să nu ai crezut că în forma asta nu este interesant, da?
Nu, chiar ar fi fost, e mai bine când pe infografie, dar fiecare cifră pe care eu am rostit-o, ea poate fi provată aici, comparativ 2023-2024. Uitați-vă, eu am spus că pentru Primăria Municipiului Chișinău și pentru aparatul preturilor și întregul aparat administrativ a Primăriei Municipiului Chișinău s-a mărit cu, eu am spus cu 10 milioane, el cu aproape 11 milioane. Nu, eu, dumneavoastră, ați acuzat că nu știm de unde cifre. Noi mergem. Concret. Ok, acum și ajungem. Stați pe rând să le luăm, nu? Dumneavoastră a spus două întrebări. Eu am toate actele, domnul Șova. Dacă doriți, eu vă le prezint absolut toate și vă arăt bugetul, soldul final a anul 2023, care este peste jumătate de miliard. Dar haideți eu la oameni, ca oamenii să vadă. Iată toate cifrele cele, acum am spus. Păi, dumneavoastră... Spuneți-mi, vă rog. Dau de greu. Da. Nu faci că și greu, că nu. Tu nu vezi că eu merge atacă. Am întrebat asta. Am întrebat la cifra care eu am găsit-o deodată și prima pagină. Anexa numărul 1. Imediat mă deschid. La 1 ianuarie 2024 e plus 161 de milioane. Acum își arăt. Cifra. Din poziția primarului... Apoi spuneți, rog, bună... Păstesc, eu cu domnul mă clarific, eu o să-i prezint lui toată informația. Uitați-vă! Asta e soldul la începutul anului, dar acum vă găsești soldul la finalul. La începutul anului, iată, uitați-vă la ecran, avem 2023, avem minus 547 și acum vă demonstrez la finele anului 2023. Dar eu cred că, într-adevăr, eu vă prezint dumneavoastră așa cum v-am promis. Dar cred că ceilalți, ca să nu aștepte, eu între timp caut, dar oamenii să pună întrebări și propuneri, că de fapt astăzi ne-am adunat aici cei care au avut interes să vină, să ne spună care sunt prioritățile, în primul rând, pentru municipiul Chișinău, pentru 2024. Oamenii au venit după inițiativa lor, nu după inițiativa a consilierilor. Așa că, domnule, nu spuneți că n-ați ce-ați chemat oamenii aici. Oamenii au venit, ei au durere. Dar voi știți cum ați... Mai durerea noastră, care Putem să trecem mai departe, partea tehnică, cred, dar pe urmă. Ah, ok, apoi să nu vorbim despre cifre, vorbim despre probleme. Prezența sau absența lor. Că nu sunt astăzi aici, arată cât este de important lor votul pe care dumneavoastră le-ați oferit. Eu sunt sigură că și în sala asta este o mulțime de oameni care l-au votat. Și pe mama lui Ion Ceban, și pe Ion Ceban. Iată faptul că el astăzi nu vine în fața dumneavoastră să vă răspundă, asta vorbește tot de la sine. Cât de mult îi pasă lui de fiecare dintre dumneavoastră. Să nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Mai departe, vă rog. Eu vă pregătesc răspuns. Da, poftim, vă rog. Ok. Da, în primul rând mă scuzați că eu poate aici sunt probleme mai serioase, dar pur și simplu mă grăbesc și nu o să ocupim mai mult de 5 minute. Deci eu mă numesc Anastasia Kozlovski, sunt reprezentanta Organizației de Protecție Animalelor Societatea Umană și reprezentanta Inițiativei Civice Primăriei Alternativă. Noi problema, știți care este, cu animalele și noi am vrea să ne adresăm cu următoarele întrebări. Dacă PAS, fracțiunea PAS, are careva proiecte legate de animale pe anul 2024 și dacă aveți careva proiecte de finanțare sau poate le-ați propus și soluții la, pentru soluționare la această problemă. La etapa actuală noi suntem la colectarea propunerilor. Dacă dumneavoastră aveți o propunere, cum ar trebui să arate asta în 2024 cu privire la acest subiect, noi suntem deschiși să vă ascultăm și conform priorităților îl vom introduce în... Așa, bine, și mai am o întrebare. Deci primărie deja în acest buget provizoriu sunt careva bani alocați. 4 milioane. Da, apropo, și sunt și direcția a fost anul acesta mai generoasă și chiar alocat pentru mai mult decât anul trecut și vrem să cunoaștem dacă se cunoaște pentru ce o să meargă banii aceștia. Dacă este vreo careva, fiindcă la noi problema a fost care? Cu transparență. Noi nu știm unde se duc banii, cum am știut tot 3 ani, dar acum nu știm și acum. Pe ce o să fie banii aceștia? Exact cum și dumneavoastră, toate actele pe care sunt publice, vedem și noi cei ce vedeți și dumneavoastră. Stimați oaspeți, stimați chișinăuieni. Imediat vom merge pe rând să vorbim. Așa. Este doar suma integrală. Dacă mă greșesc, 4, ceva milioane lei, nu? Da, 4 exact, milioane, da. 4 jumătate și la întreprindere municipală tot 4 milioane jumătate. Exact. Și care noi nu cunoaștem ce o să meargă, nu știu, nici dumneavoastră cred că nu cunoașteți, da. Ce o să meargă. Eu vreau să vă aduc aminte că întreprinderea municipală care a fost creată pentru subiectul respectiv, ei deja s-au creat cu încălcări și noi foarte multe întrebări avem și la capitolul în general cum se gestionează tot ce ține de animalele fără stăpân. De ce noi susținem că aceasta ar trebui să fie inclusă în buget, dar cu detalierea corespunzătoare. Dacă dumneavoastră propuneți mai mari bugete sau pentru anumit ceva concret, noi suntem deschiși să primim propunerile dumneavoastră. Da, cred că, deci, pe capitolul ăsta, cred că sunteți de acord dacă nu o să avem o careva înțelegere pe ce merg banii ăștia. Și dacă nu o să fie cheltuiți transparent, noi nu o să putem nicicum soluționa problema dată. Și sugestia, sau nu sugestia, sau rugămintea noastră este la etapa actuală să aflați dacă e posibil pe ce o să meargă cele 4 milioane jumătate care sunt alocate pentru animale, pentru, presupun eu, secții și care sunt pentru o întreprindere municipală, ca noi să avem o idee și dacă o să ajungă banii aceștia pentru realizarea regulamentului. Pentru... Ok. Da. Detalierea respectivului buget, exact pentru ce va merge el, ca să avem o claritate pentru ce vom cheltui acești bani și dacă avem capacitatea în general să-i cheltuim. Ok. Da. Bine. Mulțumesc. Da, vă rog, doamna de alături. Îmi spune Galina Păcșoi. Spuneți, vă rog, înseamnă că eu sunt asistent personal de 30 de ani. Adică asistent personal lucrez de 7 ani, dar am la întreținere persoană cu dizabilități de 30 de ani. Sora, invalid din copilărie, după ce au decedat părinții, ei la mine la întreținere. Acum, din luna octombrie, mi s-a blocat cardul la Moldincom Bank. A primit pensie 1850 lei. Mi s-a spus că trebuie să treacă expertiza psihiatrică. Pentru ce? Pentru ce că am controlul medical pe toată viața și este expertiza, adică hotărârea judecății. Și totuși m-a impus că nu pot să primesc bani, am trecut expertiza psihiatrică, am dat 2000 de lei, am fost la cel mai mare, la directorul spitalului de psihiatrie judiciară,
Domnul îi spune că trebuie să mă gândesc și la alții, nu numai la, la persoana care o îngrijesc. Cum adică iese? Eu nu primesc niciun bănuț pentru dânsa, 1800 le-a blocat banca, eu și trebuie să o întrețin. Numai 2000 de lei trebuie pe lună să iau medicamente, dar pentru alimentație, cu ce să întrețin persoana asta? Iar că asta e, nu înțeleg nimic absolut. Ce e de făcut în acea caz? Unde se duc banii? 176 de milioane. 176 de milioane, unde se duc banii ăștia? De ce? Și pe noi să ne lichideze. Cu ce să întreținem persoanele cu dizabilități? Cine poate să răspundă la așa întrebare? Cum vă numiți, doamna? Scuzați. Da, doamna Galina, uitați-vă, noi ce tot avem persoane de 30 de ani. Deci este legea, da, adică legea 66, unde a fost perfectată. Iată, noi tăiați, la mine tot e pătătă viața, tot 30 de ani. Și noi am trecut din nou această comisie, pentru că se dă un certificat nou, de model nou, acolo trebuie să bifați. Și dacă dumneavoastră nu aveți bifați asistent personal, deci dumneavoastră nu se poate să vă bugeteze. Asistent personal i-am de 7 ani. Dacă n-ați trecut, asta e pentru toată lumea, dacă n-ați trecut revizuirea, că este certificat nou de, nu cel pătrat mic, dar este lung, acolo se dă un informativ, se dă cu bifață. Am nevoie de medicament, am nevoie de asistent personal, da, am nevoie de cărucior. Și atunci statul preconizează pentru toate. Asta în buget, înțelegeți cum? Așa că, dacă trebuie, noi vă ajutăm. Să veniți și scrieți telefonul și o să vă ghidăm și o să rezolvăm problema asta. Domnul Șova, pentru dumneavoastră am pregătit executarea bugetului 2023, poftim, sub de minus 502 milioane lei, exclusiv pentru dumneavoastră. Asta noastră afișați față de planificat. Noi vorbim de situația la 1 ianuarie 2024. Vă rog frumos, nu manipulați, întrebați-vă concretă și răspuns cu părere de rău este concretă. În cazul în care... Noi... Dumneavoastră m-ați întrebat de unde am luat. Eu am spus de unde am luat. Ați spus că noi am ajuns la 1 ianuarie cu minus 500 de milioane, în realitate, asta e executare a fost față de cel planificat mai mare. Dar soldul la 1 ianuarie, spuneți la oameni, că avem bani, avem 161 de milioane de fond. Unde-s banii, domnul Șova? Unde-s banii? Oamenii stau, sunt 177 milioane prevăzute în buget, lor le sunt tăiați. Pentru că dumneavoastră nu ați venit acum să vorbiți constructiv pe buget și pe propuneri. Iată, spuneți-mi dumneavoastră, poate sunteți mai aproape de domnul primar, poate aveți discuții cu dumnealui, de ce iacă asistenții personali nu sunt achitați? Banii în buget sunt. Sunt 177 milioane în buget. Da. Care mai sunt propuneri? Da, domnul, vă rog. Irina. Domnul, vă rog. Da, eu sunt. Alo. Dar păi stați aici și am urât la lume, dar gătiți. Poftim? Eu? Ok. Domnul a ridicat mâna. Domnul, vă rog frumos. Eu mă numesc Vasile. Am 59 de ani. Singur cu grad de dizabilitate. Cancer am avut operație în 2016. Am fată 33 de ani de grad 1, care e nu se autodeservește. Tot ce trebuie să fac, fac eu. E foarte greu. Am ajuns la primărie, am scris o cerere, am adus certificat de la 5 medici cu 15 cerți. Mi s-a răspuns că dacă ați primit 4.900 de lei de la programa Prădăvolstă, cum se cheme acolo, VPP. Eu nu am dreptul să primesc. Atunci banii ăștia care au fost alocați pentru ajutoare, unde eu mers? Pentru că dacă eu am scris, eu nu cred că din lumea asta cineva a primit ajutor la primărie. Ridicați-mă la care eu primesc. Îmi răspunde,
Îmi răspunde doamna Buga, îmi pare că. Conform legii 108 și legea asta, unde acolo e scris că dacă ai primit din parte și așa, și e, nu sunt banii din Moldova, și e banii venit de la Italia. Deși ei trebuie să vâri la minim buzunar, să coate de unde eu primesc bani. Deși când primești 100 de euro de la cineva de la Europa care ajută, deși nu spunem la aceia mulțumim, dar trebuie să scriem acolo declarații și ni el unde se cheltuie bani. Apoi, noi trebuie de la sine să începem, pentru că... Doamna Buca este șef adjunct a Direcției Generale Asistență Socială. Și are dreptul să numere banii mei în buzunar? Nu, nu are dreptul, deci respectiv dumneavoastră trebuie să aveți un răspuns în scris. Da? Și cum mai departe să cerem, să veniți bine. O să iau eu cererea dumneavoastră și o să ne... O venit răspuns în scris. Eu vă mai spun altceva. În 2019, când merge ajutoarele cele care monetare, 6.000 de euro, am scris din parte la fapt. Da, eu am primit. Dar noi suntem doi oameni diferiți acolo, în familie. Pentru că din voi, fiecare, dacă sunt doi în familie, primesc 2 lei. Nu spune că hai primim una, că alta o lăsăm în buget. Acolo îmi răspunde așa, eu în aprilie întreb, deși pentru fapte nu se poate de primit ajutor, îmi vine scrisoare, e scrisă, e cu peceat, e fără peceat, cu semnătură. Acolo scrie, eu întreb în aprilie, dar ei spun conform legii din decembrie, numărul la lege, peste jumătate de an. Măi, nici Vanga și nici cei care n-a iaiță gădaie, nici așa, nu fac așa prevedere. Înțelegeți, în Consiliul Municipal concluzionăm. Se formează comisii. Iată, în Comisia Asistență Socială toate doleanțele și solicitările o să fie înaintate și noi să ne clarificăm care și cum și cine trebuie să clarifice aceste solicitări de la dumneavoastră. Acum, per general, noi discutăm bugetul care ați văzut că sunt preconizate pentru salariu la asistenți personali. Dar de ce nu au fost mai departe contractele acestea prelungite? Asta e altă întrebare. Asta este scopul ședinței de astăzi, discuții publice. Pentru toată lumea asta, indiferent din ce partide voi sunteți, vă ales, lucrați. Dar dacă nu vine, dar să ne ducem să-l aducem cu... Al apuc eu de o mână, am mai apuc și la altă. Forță, nu, dacă să ne va deschide ușa, poftim. Uitați-vă, pentru noi este foarte clar solicitarea dumneavoastră să facem regulă în tot ce ține de ajutoare. Noi ne-am notat ca propunere. Și o întrebare tare importantă. Dar ce ține de dumneavoastră exclusiv, colega mea Irina o să ia toate răspunsurile de rigoare și o să încerce să facă claritate pe subiect. Dar, per general, că înțelegem că nu ține doar de dumneavoastră, noi trebuie să avem o abordare mai atentă și mai transparentă cu privire la acest aspect de ajutoare. Mersi. Da. Dumneavoastră și ceilalți. Da, domnule. Da. Așa o întrebare. Dacă avem acum bugetul provizoriu și nu știu câți din dumneavoastră, să nu cu un fel de cu reproș, dar ceilalți care stau în spatele este merg în oraș. Acum în oraș merge așa o campanie de a lui domnul Ion Cebanu, că el sărmanu, nu i se dau toate procentele din bugetul, din veniturile municipiului, nu sunt alocate la bugetul, adică din venituri, statul ia mai mult și dă mai puțin. Și o întrebare așa, fiecare cunoaște. La fiecare stație, în fiecare cutie poștală, aici o intrare în primărie în partea stângă, sunt o mulțime de pliante, dar în afară de pliantele astea care și cel fiecare hârtiuță cecă cu colorat și așa mai decât, costă cel puțin 2-3 lei. Banierile la fiecare stație în oraș, care sunt de câte 2 metri pătrați, așa și mai mult, și câte 2 acolo, una 500 de lei, mai mult de 500 de lei.
În fiecare stat, în oraș, sunt aiezi. Cineva a calculat din care capitol s-au luat banii ăștia și s-au cheltuit acum prin tot orașul. E plin toate curțele, toate cutiile poștale, pe unde nu te întorci. Iată, am și în geantă la mine și am fotografi și mai departe. Este care sunt și așa dumneavoastră, dar la stație, iată, lasă oamenii să confirme din spate care sunt. Adică, aici s-au cheltuit milion acum, un milion precis s-au cheltuit toate acestea. Eu aș vrea ca cetățean, municipiul Chișinău, să faceți o comisie și pe punctul ăsta să vedeți din ce capitol s-au luat banii ăștia și să faci așa propagandă în oraș așa de mare. Când odată statul ăsta, cineva să vorbească așa fără ca steamă de ceva. Alegeți-mă pe mine în frunte și o să merg eu până în pânzile albe cu toate. Aia este ce-ți fac. Dar oamenii care eu sunt cu asistent personal, o persoană care pe nimeni nu are, nu-i deschide nimeni ușa, are 2000 și ceva numai pensie are. Că pe căldură nu i-a dat 40% nimic. Iar nevoie de medicamente, primește altele care sunt compensate, un singur preparat compensat. Ceilalți trebuie să le cumpăr din cei din banii cei de 2000. S-o hrănesc, el se îmbolnăvește, ca fiecare om recește și are și alte dificultăți cu nervii și pe departe. Și așa banii pe oraș așa se întâmplă. Și merg la sectorul botanică, la nepoata lui doamna Eugenia Ciuban, care te întreabă. Dar nu, da, cred că aveți interes dacă stați acolo cu dânsa. Vă închipuiți, eu am interes, eu am apartamentul meu și am astea, eu n-am nimic cu apartamentul ei, că ea are document fac pe apartament și are un frate tot bolnav, care sunt doi la apartament. Și iată așa întrebări, că adică ei cumva urmăresc, doar tot orasul știe cum să urmărești fiecare om de ăștia, nu, cu dizabilități, care eu apartamente, că am întâlnit persoane care am discutat că așa s-a întâmplat. Iată ce se face în oraș, nimeni nu vorbește, toți suntem, unul de altul legați, unul pe altul se spală, deschide gură ca au din spate, care să-i tragă la răspundere pe toți. Când să vorbească lumea asta așa deschis, ce se fac acum ea cu fata asta? Cine dacă e bine vizirează, sunt pensionar și eu am 1860 de psihotare, până acum 2 ani nu pot să-mi prânesc pensie psihotare din Grecia, că am lucrat. Și eu am 1860 de pensie și trebuie să o hrănesc pe persoana care am grijă de dânsa. Iată ce este un oraș, asta nu că orașul e plin de mașini, plin de astea, nu. Dar tot ce am vrut să spun în legător cu bugetul municipiul Chișinău, toți banii trebuie să-i cheltui din tăi pe oameni, tot ce e viu, ce depinde, fără oameni țara să dispară, fără oameni nimic nu o să fie. De ce pe trotuare, de ce pe astea, de ce până în ziua de azi luminează stradala de sărbătoare? Dar ăștia nu sunt bani, dar toate este, nu sunt bani. Oameni buni, asta e strigător la cer, oameni, poate nu sunt, eu sunt mai emoțional, eu îmi cer scuze, dar eu după cât m-am întors eu 17 ani în fost pohotare și acum am pus viața clar că trebuie să nevoită să lucrez și când te ciocnești cu așa ceva neomenește, mergi pe stradă și îți pare că în ce lume te afli? Cum așa? Uitați-vă ce se face, câți bani s-au cheltuit cu toate acestea? Cine știe? Cine poate din voi să dea răspuns? Că nu știți, n-ați văzut nici o stație și n-ați văzut ce banii sunt. Strălucitoare, mari, iată așa de mari, iată și câte două la stație. Dar sărbătorile sunt terminate. Când ce capitul s-au luat banii ăștia s-au chituit așa bani și tot orașul? Sărbătorile s-au terminat sărbătorile pe data de 14, 15, pe 20, dar acum e 30 ianuarie. Când ce trebuie să lumele este? Pentru ce? Lumină stradală și tot așa. Și pe noi ne lichidează și pe oamenii tare salariile. Asta încercăm? Asta împreună constatăm cu dumneavoastră cu privire la prioritățile primarului, cu privire la prioritățile reale și necesitățile fiecare necesitățile și tot și la buget, la buget, tot trebuie să cheltuie exact. Pe oameni, pe copii, pe medicină, pentru oameni, pe urmă, clădiri, reparații, liceuri, străzi și așa mai departe și nu depinde de oameni, tot banii trebuie să meargă pe oameni. Și pe urmă ce le rămână, cum a spus dumneavoastră în familie, să facă celălalt. Tocmai de aceea, noi astăzi, constatând împreună aceste abateri și de la legislație și de la felul cum el a semnat toate aceste acte, noi vom merge și voi depune plângere conform articolul 312 la Centrul Național Anticorupție. Este suficient ca noi colegii să mergem acolo și să depunem această plângere. Dar ceea ce menționați dumneavoastră, eu mă bucur foarte mult că sunt chișinăuieni care au o gândire critică și care pot să facă diferența și să înțeleagă ce este cel mai important în condițiile în care ai ce ai, da?
ai un buget care, care este prioritatea. Și într-adevăr, acești bani sunt din banii fiecăruia dintre dumneavoastră. Toate bannerele respective, toate pleantele astea care spun că e 2-3 lei, ele sunt din banii chișinăuienilor. Și da, noi suntem de acord să facem și o comisie de identificare, să vedem toate liniile de unde s-au luat banii ăștia. Și colegii care sunt responsabili de domeniul economiei și care vor fi responsabili în, în comisia de specialitate, anume de asta și se va ocupa. Mersi tare mult! Faceți ceva anume pe situația dată, fiindcă ce sunt milioane s-au cheltuit acum și postați și faceți să vadă tot și nu, okay. Pe Facebook, faceți asta nu, și arătați că iată, pe asta, acum s-au cheltuit bani și ei n-au pentru asistență personală, n-au pentru grup prelungit, înțelegeți? Da. Se bătaie de joc. Ok, era domnul și dumneavoastră, vă rog, bine? Domnul primul a ridicat mâna, dacă îmi permiți, primul dumneavoastră. Și deja dumneavoastră. Bună ziua! Sunt Sergiu Darie, locuitor al Chișinăului, cetățean jet pe jet chișinăuian, chiar născut aici, și mă doare inima pentru ceea ce se întâmplă aici. În primul rând, da, un buget, cât nu ar fi găuri în buget, nu ar apărea întrebări dacă banii aceia ar fi utilizați corect. Și mai departe ne-ar ajuta și partenerii externi pentru dezvoltarea municipiului. Însă, întrebarea aici că se folosește pentru ceva ce nu este la moment ceea ce este necesar, minimum minimorum. Eu vă spune, cum a spus doamna, una, trebuie ca de investit în oameni, asta nu se discută, copiii și persoane cu disabilități, doi la mână, infrastructura pentru chișinăuieni. Vreau să vă dau niște exemple practice, care parcă sunt triviale. Rețeaua de transport din Chișinău, în primul rând, este una din timpurile care a fost din timpurile sovietice. Dar, a fost și bine atunci, dar acum nu face față realităților. Din ce cauză? Era o economie planificată prin care drumurile erau construite în conformitate cu o rată câte automobile vor circula, cât vor fi cumpărate după puterea de cumpărare a chișinăuienilor cetățenilor. Acum nu este. Sunt o pânzire de automobile care e, de care, cum spune în bancul acela, automobile tot mai multe, dar drumuri tot mai puține. Doi la mână, chiar și cu transportul public, v-aș spune, nu sunt căi alternative. Din vremea sovietică, da, au fost făcute hub-urile, spre exemplu, chiar și la același cinematograf Odeon, care a fost distrus, nu Odeon, dar Gaudiamus, acolo este o singură trecere. Și în caz dacă un copac se strică sau nu, dă Doamne, este o coliziune majoră, eu vă garantez că jumătate de zi nu o să fie practic nimic circulația. Și același lucru s-a văzut când au fost și acei parteneri externi care au venit cu delegațiile. Asta este bine că lumea ne știe, lumea ne vede, vede orașul nostru, dar în perioada aceea cât mult necaz a fost pentru oamenii de rând care au înconjurat cu a zecelea drum aceste locuri și centrul orașului. Adică trebuie de gândit la o alternativă. Iată, doamna tot a spus despre liceuri. Liceurile, chiar priveam, poate pare cineva o să zâmbească, dar nu-i deloc a zâmbit. Era un interviu despre Iacutia, unde au apărut liceuri de lemn pe stradă și cineva râdea, ha-ha, liceuri de lemn la niște friguri de minus 50 de grade. Mă scuzați, dar la noi nici de astea nu sunt. Măcar să fie un parteneriat public-privat. Încă un lucru, eu ca să strâng puzzle-ul acesta, parcă e din mai multe bucăți, strâng mai departe puzzle-ul. Practic, în fiecare sezon de iarnă vine o mătă și noi ne spunem, wow, a venit iarna pe neașteptate, ce ne facem? Iată, au început să cadă o mătă, ghețuși oamenii și bani niște mâini, bani niște picioare. Dar cum credeți, oamenii ăștia sunt organisme vii? Și v-aș spune așa, omul, vă dau un exemplu concret, cu necesitățile lui fiziologice, care el deja explodează. Închipuiți că el se mișcă mai repede spre stație, dar spre, ca să ajungă acasă, neavând liceu, dar spre stație este un ghețuș enorm. Și dacă mai rămâne încă viu, ajunge cu stupoare și vede că transportul încă întârzie. Vă închipuiți așa film horror?
deja este deja un zâmbet sarcastic. Totodată, poate că nu este la temă, dar venind în troibus, fiindcă oricum fac două lucruri și economisesc bani care niciodată la nimeni nu ajung și fac un lucru bun și ecologiei. De asta folosesc transportul electric, transportul public. Auzeam niște călători care vorbeau de un lucru, că centrele acestea specializate din Chișinău, medicale mai ales, care au cei mai buni specialiști din Republică, spun că ei nu internează pe cei care locuiesc în Chișinău. Întrebarea este, chișinăuienii nu sunt cetățenii Republicii Moldova? Și doi la mână, dacă toți medicii și savanții de elită sunt în aceste centre, înseamnă că cetățenii din Chișinău sunt privați de asemenea servicii. Iată, aceasta este tot o întrebare care trebuie pus și atât la nivel național, în concordanță cu APL-ul. Deci, și la urmă, cu cei ce vreau să închei foarte succint, în caz dacă se vor pune careva portaluri, careva pagini pe Facebook, pe orice rețea de socializare, chiar aș ruga ca fiecare să pună problema lui. Cât de nostimă nu ar fi și care la prima vedere ar părea că este trivială, că este care aduce râse de glume. Dar câteodată ajungem la situația când nu este de râs. Mulțumesc mult! Dumneavoastră ați menționat un lucru foarte important, tot ce ați vorbit per general, complex. Eu aș fi vrut să mă refer anume la ultima propoziție cu privire să avem o platformă, să avem un mecanism prin care să comunicăm cu dumneavoastră și să vă cunoaștem probleme. Iată acum noi cu colegii lucrăm la un astfel de mecanism. Asta poate să fie un Telegram canal, asta poate să fie un grup. Acum colegii pregătesc, noi deja am discutat și noi îl vom mediatiza și acolo vă îndemnăm să puneți absolut toate problemele de care noi, în mărime de 20 de consilieri, ne vom ocupa. Mersi tare mult! Și mă scuzați, și la urmă vreau să vă spun un lucru. Nu sunt întrebări greșite, sunt doar răspunsuri corecte. De asta, într-un banc mai vechi, spune că întotdeauna la Radio Tirana îi răspunde Radio Irevan. Pentru oricare întrebare albaneză este un răspuns armenesc. Mulțumesc! Mersi tare mult! Era doamna acolo în spate, era o doamnă și am promis că va vorbi. După cum vizionăm, fiecare și-a noi suntem cu durerea veche și cred că mult timp ca să fie înainte, deoarece data trecută, dacă vă amintiți, v-a rugat foarte frumos și respectuos, adunați-vă, vorbiți, găsiți o soluție pentru noi, pentru ca noi să ne putem întoarce înapoi la copii și să nu fie o problemă a zilei de mâine. Că nu o să știe ce ați fiți. Și vreau să vă întreb, dacă totuși ați reușit cât de cât, vreau să vă spun că avem un mic succes. Am fost telefonată de către secretarul Consiliului Municipal Chișinău și vineri va fi prima ședință a Consiliului Municipal Chișinău. Nu să fim la mila unui domn anumit sau anumitor consilieri. Mai chiar, dacă e posibil, poate trebuie ajutorul nostru să vă ajutăm în lucrurile. Dacă poate eu gândesc, așa aici, așa aici trebuie să fie. Să știți că am inițiat discuțiile și cu domnul ministru și să vedem dacă anul ăsta deja legea cei ce spune este, dar să știți că noi negociem ca să fie altfel, cel puțin pentru 2025. Altfel, în folosul nostru? În folosul dumneavoastră, exact. Ca să fie într-adevăr. Să știți că sunt discuții, vedem în ce măsură ne reușește, sperăm să identificăm și bani la buget, absolut totul, și dumneavoastră nu stați cu mâna întinsă. Uitați-vă, sunt mai multe procese acum paralele pornite. Noi avem decizia CSE-ului, comisă situație excepțională, în baza cărora s-au început toate ilegalitățile. Da? Ordinele
domnului șef direcției asistență socială, ordinul domnului Pavăloi, etc. Avem bugetul provizoriu care tot a fost cu încălcări. Avem acea publicitate în transportul public și peste tot, care tot este împotriva prevederilor legale. Sunt foarte, foarte multe procese. Noi avem oameni care se ocupă de acest subiect și deja au făcut demersurile de rigoare cu trimitere la legislație, care spune că nu se poate de făcut așa gen de publicitate sau asta nu este o modalitate de consultare a chișinăuienilor. Respectiv am o persoană care se ocupe cu acest subiect. Ce ține de buget provizoriu astăzi, depunem la Cancelarea de Stat și la CNA cu privire la depășirea atribuțiilor. Ce ține de Comisia Situației Excepționale Locale? Tot avem deja pași în plan de acțiune, ce trebuie să facem. Respectiv, dacă noi așteptăm răspunsul de la cancelare cu privire la aceste decizii, cum avem actele, noi nu putem doar să ieșim să vorbim, mă scuzați, da, populist. Noi trebuie să avem acte în mână. Și cum avem răspunsurile, trecem la următoarea etapă. De ce? Sunt mai multe procese pornite. Slava Domnului, ședința Consiliului Municipal prima o să fie cu Doamne ajută. O să constituim fracțiunile, o să delegăm persoanele în comisie de specialitate. Deja o să ne vedem cel puțin toți 51 odată aici în sală. Deja este un prim pas. Paralel ducem negocierile și discuțiile și cu domnul ministru și să vedem cum putem îmbunătăți și legislația pe aspectul serviciului de asistență personală. Adică sunt foarte, foarte multe procese. Noi suntem antrenați în toate aceste procese și sunt delegate fiecare persoană ce și de cine răspunde. Muncim, cum avem rezultate, cum avem răspunsurile corespunzătoare, noi vi le vom comunica prin persoana responsabilă, Irina Baran. Asta este la etapa actuală. Lucrăm pe toate, suntem la curent, ne pare rău. Legislația presupune că e anumit termen. Până depui, până îți răspunde. De ce se tărăgânează un pic? Dar noi suntem antrenați în toate aceste procese. Mersi tare mult! Bună ziua! Eu repede spun să o completez pe doamnă. Ce ține de drepturile noastre, anume, o să atenționez, pentru că sunt și maturi cu dizabilitate gravă. Asta este articolul, mi se pare, 47 a Constituției, care n-a fost schimbat, chiar când s-a schimbat la independență Constituția toată. Asta este un act internațional și deoarece noi am ratificat Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, copiii și tinerii cu dizabilități din copilărie severe, ei nu au muncit și nu vor munci niciodată, deci statul este obligat ca și toate țările și toată lumea, aceste persoane sunt în întreținerea statului, anume copiii și tinerii cu dizabilități din copilărie. Noi această întrebare nu o dată am ridicat-o, dar noi sperăm cu dumneavoastră totuși o să reușim până la urmă. Oricum vin europenii și oricum o să facem schimbarea asta. Dar eu la tăti le spun, noi avem un noroc, facem, schimbăm legea acum și asta e o tare mare ușurință pentru noi. Așa că puțin răbdare. Desigur că pentru noi fiecare zi asta tare greu să ne menținem. Mersi mult și mergem mai departe. Da, domnule, vă rog. Bună ziua, doamnă președinte, colegi și stimați cetățeni. Eu vreau să revin puțin la buget, puțin să vorbim despre cifre, pentru că eu am citit aseară bugetul și am văzut, da, schița, provizoriu. Am citit și am văzut că pentru protecția socială sunt 616 milioane de lei predestinate, dintre care sunt 338 de milioane de lei, citesc, pentru cheltuieli, lucrări de reparații, investiții, mijloace cu destinații speciale. 338 de milioane, deci mai mult decât jumătate din tot bugetul pentru protecție socială, ceea ce interesează pe asistenții noștri personali. Plus la toate, am observat că pentru transport și ceea ce ține de reparații, am să vă citesc concret, așa, ceea ce ține menținere și construcția drumurilor, încă 788 de milioane. Deci avem 338 plus încă 788 și pe mine mă interesează oare aceste două puncte nu pot fi comasate sau acela care repară drumurile, trotuarele și restul nu repară și asta care este predestinat pentru protecție socială. Cel puțin sunt unele puncte de gen altele sau pentru cheltuieli neprevăzute. Eu văd cum primarul Chișinăului și echipa sa de
prieteni, cum bagă tot felul de 10 milioane, 1,5 milioane pe niște secvențe, pe niște momente care noi nu le putem controla. Vă explic. De exemplu, tichetarea electronică, 1,5 milioane de lei. Ok, bine, aparatele le-am pus, tichetăm electronic, trebuie să o facem. Procurarea softului de tichetare electronic, 1,5 milioane. Deci o programă costă 1,5 milioane de lei, tot atât cât costă aceste terminale prin care plătim. Eu, dacă sincer, sunt puțin... Propunerea mea e în felul următor. Haideți să ne uităm insistent în detalii, să intrăm în detalii. Deci, cum s-a zis, să facem comisii, nu știu, să ne strângem, să alocăm mai mult timp, să ne uităm în detalii în șmecheriile astea, pentru că, de fapt, sunt niște șmecherii. Pe lângă toate, puțin am vorbit noi despre credit și despre împrumut. Dacă vă uitați, dragi prieteni, la ecranul acesta, o să vedeți că catastrofal de mare a crescut. Deci, dar gândiți-vă așa că în 2019 euro era 22 și acum e 19,3. Deci 183 de milioane de lei dacă împărțeai la euro era mult mai puțin decât astăzi. Deci este o îndatorare foarte mare care trebuie să o întoarcem doar în anul 2024 și eu știu că prin dispoziția lui Ivan Ceban, el a împuternicit pe Ilie Ceban să semneze contractele de împrumut. Dar legea 136 din 2016 zice că primarul exclusiv semnează contractele de împrumut. Deci încă o dată să ne uităm dacă aceste împrumuturi sunt legale. Vă mulțumesc mult! Ați menționat momente foarte importante și anume noi astăzi este un prim pas. Noi am inițiat discuțiile. Pe seama ceea ce este astăzi. Astăzi avem un buget provizoriu, dar am zis că noi trebuie să facem un buget din necesitățile oamenilor. Dar urmează să vorbim pe blocuri. Transport separat, împrumuturi separat. Noi am arătat astăzi doar rata de îndatorare, da? Care a crescut considerabil și dacă noi în 2019 plăteam 183 milioane, astăzi plătim aproape 800 milioane doar pentru costurile împrumuturilor. Dar revenim cu aceste detalii mai târziu și le dezbatem în detaliu, pentru că astăzi vorbim conceptual. Dacă mai sunt propuneri acolo, cineva dorea să vorbească pe buget? O doamnă? Bună ziua, cetățeni. Eu aș vrea să dau o întrebare. Îmblă lumea prin oraș, pun hârtiile astea care dumnealui le-a pus pentru rebus, oamenii ăștia, ei-s plătiți? Că merg așa și pun prin poștă și unde te întâlnești pe drum, tot se întinde hârtiile astea. Hârtiile astea costă bani. Oamenii ăștia care îmblă pe drumuri, tot costă bani. De unde? Ne ies din salariul nostru, a copiilor noștri, dar își plătește acolo. Și a doilea întrebare, când te duci la aptecă și îți dau medicamente compensate, eu astăzi, nu numai astăzi, dar și mai înainte, pentru diabetici, îi impun să-i cumpărăm. Eu astăzi am cumpărat așele, testele, tot cu plata de plină. Chiar aș vrea să văd cine răspunde pe sistemul medical, să-i dau întrebarea asta. Pentru și le mai scrie în policlinică, dacă noi ne ducem pentru copii invalidi, cumpărăm tot. Noi ne vom clarifica în acest subiect, o să vă apropiați de cineva din colegi, acum și vedem cine. Din câte cunosc, presupun, poate farmacia nu compensează. Sunt farmacii care nu compensează. Acoastă. Anumii farmacii, poate trebuie la altă farmacie. Da, acoastă, dar farmacii. Această întrebare, imediat după ce finalizăm discuțiile, o clarificăm și vedem. Pentru că sunt copii invalidi care lor le trebuiește. O clarificăm să înțelegem unde este problema. Pentru că noi ne-am mirat atâtea foi și atâta oameni îmblă pe un oraș, tot îți împingi foile astea. Mulțumim mult și vă dorim succes. Mersi. Naida, doamna Zinaida, cu problema cu medicamentele, deci ca să cunoașteți când o să vorbiți acum, asta noi am discutat și în Comisia Parlamentară Socială, anume a fost invitat Ministerul Sănătății și la doamna președintă a fost această întrebare discutată, să se discute anume despre aceste medicamente, pentru că noi nimeni nu primim gratuit. Deci noi tot absolut cumpărăm. Ok, bine. Totuși, am înțeles că ca tare prioritățile principale, cred că alimentația copiilor, în primul rând, și cu salarizarea asistenților personali. Dacă sunt 176 de milioane, unde se duc banii ăștia? Cum domnul Ceaban ne-a spus că ne lichidează? Nu o să mai primim noi. Salariile astea de 3.000, 4.000 și nu mai mult. Păi, dar nu cine v-a zis, poate doamna, să ne răspundă? Banere, flyere, campanie electorală, reclamă online. Dar ei
anume pentru asistenți personali, sunt programați, planificați banii ăștia, anume pentru salariile noastre. Unde se duc banii ăștia? Cine poate să ne răspundă? Și noi considerăm că alimentația copiilor trebuie să fie o prioritate și tot ce ține de educație copiii, sigur, pentru că ei cumva sunt viitorul nostru. Sigur, asta e principal. Cei ce ține de asistenți personale, am zis că am pornit mai multe procese cu privire la Comisia Situației Excepționale, ordinele care au fost semnate de către șeful direcției, ele sunt acte individuale, respectiv dumneavoastră trebuie personal să le contestați, dar noi acum ne ducem mai departe, dincolo de cum s-a ajuns ca ele să fie semnate. Și atât noi acum ne preocupăm de comisiile, de acele decizii ale comisiilor situațiilor excepționale. Cu detalii revenim să vedem care o să fie finalitatea. Rugăm să fie un control, anume... Mersi, dar și doamna și doamna. Mulțumim. Și cred că finalizăm, corect? Și totuși întreba... Și dacă sunt 116 de milioane deja programate în bugetul provizoriu, anume pentru asistență personală, de ce s-a început tot tararamul ăsta cu... Exact, asta este trebuie, ca să se bată joc de oameni. Numai nu știu care e scopul. Dar deja s-a semnat, adică nu e orice bani a semnat consilierul lui, cine acolo ajutorul și mai departe. Dar banii doar sunt. Probabil că presupunem noi să mai economisească niște bani pentru credite. Ce atunci să spunem, atunci să vrem noi toți că spunem o întrebare. De ce interesează oamenii și de ce s-au făcut toate legile astea și toate acum toți oamenii vin acordurile care au fost angajați până în ianuarie, până în februarie și mulți sunt persoane în sectorul botanic, care deja ei au avut acord până acum și au fost un acord până la 23 ianuarie și au semnat mai până la 31. Și acum nici nu are importanță ca persoana angajată să semneze, adică el automat după 30 martie el e eliberat. Dar banii în buget, în bugetul provizoriu sunt. Asta se bate capul în cap, cum așa? Okay. De acolo le zic la oameni că n-au bani, dar de acolo în bugetul provizoriu sunt 16 milioane. Noi presupunem că asta pentru economisirea creditelor. Presupunem și asta și era doamnă, vă rog, și finalizăm, mersi. Da, eu cred că ați fi un... Poftim? Deci tot ce s-a vorbit până acum și toate aceste momente sunt pasuri ale unui proces sau unui situații generale și pentru noi toți. Eu sunt ca reprezentantă Asociației Părinți Solidari. Deci noi am organizat acele proteste, la fel o petiție cu 4.800 de semnături, pe care am depus-o marțea trecută la primărie. Și tot marți a fost semnată acea decizie a Comisiei Situații Excepționale, prin care s-a aprobat regulamentul grupelor program prelungit cu plată. Deci noi am văzut ce pot eu să constat. Deci eu înțeleg foarte bine că cei care stau... Consilierii care stau în fața noastră nu prea ne pot răspunde la întrebări de ce se întâmplă aceste lucruri, fiindcă ele țin strict de dorința primarului și a echipei primarului de a face niște acțiuni în detrimentul păturilor social vulnerabile a copiilor. Din ce cauze îl vrea să-i facă, noi nu știm și noi ar trebui să-l întrebăm pe dumnealui. Deci noi suntem 4.800 de semnături care le-am depus, din câte am văzut petiția asistenților sociali, la fel erau 4.000, tot cam așa, sub 5.000 de semnături, poate 4.800, poate 4.600, nu țin minte. Deci, ceea ce ar fi trebuit să facă Ion Ceban, ar fi trebuit, înainte de a adopta aceste decizii, să adune oamenii, cetățenii și să întrebe. Voi cum credeți? Noi putem face asta? Voi sunteți de acord? Iată, noi avem așa o problemă, cum putem ieși? Ceea ce a făcut el este un abuz și este o ilegalitate. Noi acum suferim toți din cauza respectivă. Eu sper foarte mult că Cancelarea de Stat va anula acea decizie a Comisiei Situații Excepționale prin care a fost adoptat un regulament care trebuie de fapt să fie votat la ședința primăriei, la ședința Consiliului Municipal. Și cred că, nu știu, dar poate dumneavoastră aveți careva propuneri cum să-l convingem pe primar și pe consilierii de la MAN, că, și nu doar de la MAN, da, și pe ceilalți totali, de la Partidul Socialiștilor și de la Partidul nostru și de la Renaștere și de la Blocul Comuniștilor, că cheltuielile sociale care sunt strict necesare și reprezintă un
un impact mare asupra unui număr mare de persoane, ele trebuie păstrate și trebuie realizate. Noi, din câte vedem, ele chiar sunt, dar ele nu se execută. Din păcate, din cât știu și eu că luptăm și noi cu morile de vânt, într-adevăr, la nivel de stat, noi nu prea avem mecanisme care să responsabilizeze autoritățile publice locale. Din păcate, noi ne-am ciocnit cu probleme mai mici ca aceasta și autoritățile publice locale, înțelegând că aceste mecanisme nu mai sunt, își permit, din păcate, să facă astfel de abuzuri. Eu n-aș vrea ca nouă să ni se spună că penalizații la următoarele alegeri, până la următoarele alegeri sunt încă 4 ani, dar noi trebuie cumva să rezolvăm cât mai rapid problema și cu copiii, și cu asistenții sociali, și cu compensațiile pentru căldură. Și cred că probabil, cel puțin noi, o să facem o adresare publică către primar și către consilierii MAN și către toți consilierii, de fapt, inclusiv cei MAN-ului, dar în special cei MAN-ului, pentru ca ei să vină la niște discuții publice, tot în sala asta, ca exemplu, peste o săptămână și ceva, ca să discutăm subiectul, fiindcă asta trebuie să facă o autoritate publică, să discute cu cetățenii și să stabilească prioritățile. Nu cum visează noaptea primarul și nu cum visează noaptea comisie excepțională. Dar trebuie să discute cu cetățenii și să stabilească că cetățenii plătesc impozitele și ei trebuie, nu că au dreptul, dar în orice țară cu o guvernare bună, și la nivel local și la nivel central, asta se ia în considerație. Și noi cu dumneavoastră trebuie să insistăm pe aceste lucruri. Deci asta este, din păcate, noi toți acum suntem într-o situație și dacă nu vom fi noi activi și dacă nu ne vom apăra noi drepturile și dacă nu ne vom cere, nu ne le va da nimeni. Mulțumim pentru prezență, mulțumim pentru primele propuneri, pentru prima discuție cu privire cum ar trebui să fie și pe ce ar trebui să cheltuim noi banul public, în primul rând, pentru ce nevoie ale chișinăienilor. Vă mulțumim tare mult și în următoarele zile vă vom comunica despre mecanismul mai larg de consultare a acestui buget. Mersi tare mult, o zi frumoasă!